Sunt chiar stupiți. La fel de stupit e liderul grupului parlamentar PDL, care odată, nu știu, nu cred că e totdeauna prezent pe acolo printre noi, pentru că vă dau exemplu, acolo două săptămâni s-a scos un punct de pe ordinea de zi, propus de către cineva de la ei, s-a retrimis la comisie, se votează, se trece la următorul punct și îl vezi pe domnul Toader, agitându-se cu mâna pe sus, cel cu degetul, care a arătat greșit. Da. Și îl vezi pe nenea Toader, ducându-se glonț la microfon, disperat, stați, că nu, că la asta trebuia să dăm, să le trimitem la comisie. Da. Și au zis, dar domnul Tomașe s-a votat. Măi, nea Ioane, liber de grup ce ești. E, omul se duce în bancă, râde, e mulțumit de el. N-ai nicio treabă. A fost o chestie frumoasă și cu rentele viagere acum la sportiv. Discuții, dar nu. Trebuia să le iei pe aici. Doamna Melin, de acolo, în tribuna, bine. Așa. Deci, calitatea acestui parlament este jalnică. Asta vreau să vă spun. Și din păcate, eu te-am un moment dat de discutat pe acest vot, care s-a dorit a fi izbăvitor așa și să trimită în Parlament oameni mai capabili, mai puțin coruși și mai înalți. Uite că exact pe invers. Sunt oameni care s-au îndatorat foarte mult în campanie, care au mizat pe ajunsul la putere, care au promis tot felul de chestii în campanie și acum trebuie să returneze banii. Și atunci asta și îți dai seama și îți explici de ce sunt prezenți la lucrări mai puțin în medie oameni parlamentari decât erau mandatul trecut. Acum, de-abia dacă se adună vreo 230, în mandatul trecut erau 280-290 permanenți. Cam asta e situația.